Salutare și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Da. Târzănel s-a suit pe casă. S-a suit pe casă de câteva ori pe zi, pentru că în frunzișul ăsta, în iedera asta, sunt multe vrăbiuțe. Și el speră că odată și odată și odată și într-o zi sau într-o seară va prinde o vrăbiuță. E, nu s-a întâmplat până acum, văd că deja schioapătă, dar nu știu de ce. Nu, nu era ăsta subiectul, dar mi-a tras atenția că mă mior la ea. Când s-a urcat, când am ajuns eu cu camera aici. Ce vreau să vă arăt, dragii mei, îmi clătesc niște sticle ca să pun vinul, dar asta mi-a adus aminte de, ia să las eu, să-mi pun o camera pe cap, să purcet la treabă. Asta mi-a adus aminte de perioada când de primii mei bănuți câștigați, i-am câștigat din vânzarea de sticle, dar nu sticle de astea care se spală ușor și sunt de suc sau de nu știu ce, de sticle de ulei, sticle de sticlă, de ulei, atunci se vindeau, e, un preț modic, dar pentru copii, mă rog, se aduna. Se aduna și făceai și tu un bănuț de vacanță, așa că dacă tot se putea, am încercat și eu și mă duceam, rupeam mâinile două sacoșe de sticli, sticla de sticlă e grea, ca să pui două sacoși la un copil de 8 ani sau 10 ani sau mă rog. Așa am câștigat eu primii mei bănuți, spălând sticle. De fiecare dată când spăl sticle, mi-aduc aminte de primii mei bănuți câștigați. Voi cum v-ați câștigat primii bănuți, primii gologani? Da, primii. Nu așa. Doamne, și cât frecam la sticle. Erau niște sticle de ulei. Nu toate se murdăreau de ulei la fel. Nu, pentru că cele care nu fusese răgolite destul de bine, se prânsese uleiul pe ele și se întărise și era așa ca o sloidă, ca niște, ca un gel, dar care se ținea, se pietrificase. Și nici, vedeți, spălătoare de sticle nu prea găseai pe atunci, nu găseai mai nimic. Țin minte că făcuse mama un spălător de sticlă, lasă-mă ta numai, mă băiatule! Găliganul ăsta a pus gând rău motanului. E, se poate. Așa. Țin minte că făcuse mama un spălător de sticle dintr-o sârmă, ușor întoarsă, cu niște cârpe legate, adică cu niște bucățele de pânză legate în vârf. Bine, era aspectos așa, dar nu era atât de eficient cum sunt astea cu perișorii ăștia care curăță. Și la sticle de ulei se lua greu, domnule, greu. Și nici detergenții nu erau atunci cum sunt astăzi, la fel de bun și așa, nu. Era mai mult detergent de la Astra, care nici nu prea spăla, dar era soda de rufe care puneai la rufele la moi, pentru că scria și pe pachetul de sodă, rufa muiată e pe jumătate spălată. Și uite așa. Nu, acum, serios, voi cum v-ați câștigat primii bănuți? Din ce? Eu așa spălam sticle. Am spălat sticle. Sticle de ulei, deci nu. Sticlă de ulei, da. Și ei, după aia am început să mă duc cu, nu cu ziua, un fel de, nu practică. Era plătit, dar era plătit ca pentru copii, nu era plătit cine știe ce. Era plătit, da. Ca să câștigăm și noi un bănuț pe timp de vară, scotea sufletul din noi. Da, de fiecare dată mi-amintește de câte ori am zis, voi o să fac un vlog cu chestia asta, să afli și copiii din ziua de azi, care stau cu cururile în mână, cu laptopurile în față și cu telefoanele și cu tot felul de gadgeturi, habar n-aveau cum copiii de altă dată, nu că sunt așa îndepărtată, nu. Copiii de acum, care am copilărit în anii, dacă sunt născută în 64, vă dați seama, 64 până în 70, da, păi așa, copiii care au copilărit în anii 70, 70, 70 și anii 70, cum au copilărit, cum se chinuiau ei să-și facă primii bănuți, din
vânzare de sticle. Bineînțeles că nu eram numai eu. Era toată clasa aliniată acolo la vânzare de sticle. Bine. Nu erau toți într-o zi, dar ne întâlneam cu colegi care se duceau, care veneau. Aia care găseau sticle de băuturi erau cei mai tari. Că nu munceau mult. Trebuia să numai să le clătească un pic, să le dea eticheta jos și gata. Dar care munceam la sticle de ulei era amar și jale. Eu, cum ai mei nu prea beau băuturi de astea cumpărate pentru că aveau acasă, nu aveam de unde să iau sticle de alea, că doar nu era să merg pe drum să strâng sticle. Mai găseam așa câte o sticlă, da, dar sticle de ulei provenite din gospodărie, de la consumul la bucătărie, le spălam și le duceam spre vânzare. Dar mama nu ar fi făcut, îmi spunea, mama mi-a spus de multe ori, stai, fac o minte că îți dau eu bănuții aia, cât câștigi pe 2-3 de astea? Atâta, ei, atâta îți dau eu, numai stai liniștită. Ei, nu vroiam, nici așa nu vroiam, nu vroiam că vreau să am eu așa bănuțul meu, să am eu satisfacția mea, nu să-mi dea mama, nu. Nu, da, e o chestie care ține de, nu știu cum să-i zic, satisfacția muncii. Că așa dacă, deci puteam să spun, da, mamă, dă-mi mata și nu mai mă chinui cu sticlele astea. Dar în primul rând păstram și curățenia în gospodărie, că scăpam de sticlele respective. Și în al doilea rând, mă stai cu minte că rui poarta aceea. În al doilea rând, na, ai văzut, câștigam și un bănuț. Da, ce făceam eu cu bănuția, nu făceam mare lucru. Tot pentru școală, ba o trusă de geometrie, ba ceva care, un stilou, vreun, nu știu, ceva care, stai de vin, vreun stilou sau ceva care nu mi-ar fi cumpărat părinții, sau vreo trusă de ceva, de desen, nu știu, vreun bloc de desen mai wow, pentru că îmi plăcea să desenez. Chestii de astea, nu mare socoteală, adică nu cumpăram pantofi sau că nu mi-ajungeau. Era așa până în 5 lei, 10 lei maxim, wow, 20 de lei acolo, ho-ho. Dar cum făceam un bănuț, cum îl cheltuiam? Cumpăram de școală. Ba un caiet, ba, bine, rechizite ne cumpăra de școală părinții, de mama. Dar cumpărai și tu ceva mai așa, mai deosebit, să fii mai nu știu cum. Nu, era și între noi o competiție. Uite, eu am copertă de aia, uite, eu am copertă de aia. Copii, cu dragă mă amintesc de timpurile copilăriei, când îmi câștigam primii bani din vânzarea de sticle. V-am pupat. Nu uitați, scriți acolo în comentarii, voi din ce ați câștigat primii bani? Și cum? Tot așa? La revedere! O zi plăcută, o seară frumoasă. La revedere. Numai bine, sănătate.